V-am povestit într-un videoclip anterior că am fost la evenimentul de lansare a produselor Anastasia Beverly Hills în Sephora, România. Și tot acolo v-am zis că o să fac un videoclip separat unde vă arăt produsele pe care le-am primit, pentru că știați că am primit ceva, adică vă așteptați că am primit ceva, dar am zis ok, o să fac un clip separat pentru că vreau să și folosesc produsele și acel videoclip era deja foarte, foarte lung și puteam să fac separat acest videoclip, așa că iată-l, facem un haul unboxing goodie bag Anastasia Beverly Hills și mai discutăm un pic și despre eveniment. Ce înseamnă că am fost la evenimentul de lansare? Înseamnă că am cunoscut-o personal pe Anastasia Soare și dacă în videoclipul de data trecută nu v-am inserat o parte din discursul ei, cred că o să o fac acum și urmează o bucată din discursul ei, după care revenim la videoclipul nostru. Sunt extraordinar de impresionată. Fiecare persoană care a venit să facă poze a ținut să-mi spună că este inspirată de mine și că vrea să facă ce vreau eu și că persoana mea le inspiră foarte mult și vreau să cred că și voi la fel. Și asta mă măgulește. Îmi creează așa o stare de bucurie și de iubire pe care nu puteți să vă o credeți. Am încredere că voi veți realiza ceea ce poate părinții voștri nu au făcut. Sunt diferite timpuri și voi aveți puterea să transformați totul. Voi aveți puterea în mâinile voastre și vreau să vă dau numai încredere în voi. Pentru că diferența dintre mine și tine este că eu am încredere în mine și vreau să-ți dau aceeași încredere în tine, pentru că și tu poți să faci la fel. Țineți sprâncenele groase, nu vă pensați sprâncenele subțiri, da? Dar ce să spun, vă mulțumesc, Cam ăsta a fost mesajul Anastasiei Soare. Mi s-a părut un mesaj super pozitiv, super plin de energie și încurajator. Și vreau să vă spun că a fost o experiență senzațională și mă bucur enorm că am avut ocazia să o cunosc personal. Știți că îmi place foarte mult brandul, știți că am produse Anastasia, știți că le folosesc. Adică nu mai este niciun secret că îmi plac produsele brandului. Asta e clar de la început și dacă o să intrați pe canalul meu și o să căutați Anastasia Beverly Hills, o să vedeți foarte multe videoclipuri unde folosesc, menționez produsele ei. Discursul pe care l-ați văzut a fost de la evenimentul din Sephora, din Afii Cotroceni și da, am fost și la acel eveniment. Acolo am câștigat o invitație pentru că sunt client Sephora România, deci a fost o invitație pe care am câștigat-o. De fapt, era o chestie, trebuia să completez un formular, am primit eu un SMS acum mai multă vreme, cu mult înainte de eveniment. Trebuia să-mi introduc datele într-un formular și dacă eram printre primele 30 de persoane, puteam să am acces la acest eveniment. Și cumva s-a întâmplat să fiu printre acele 30 de persoane și m-am bucurat foarte, foarte mult. Și apoi a venit și invitația la evenimentul mare de la Ateneul Român și nu știam că o să merg și într-o parte și în cealaltă, dar nu-mi pare rău că am fost în ambele locuri, pentru că în Sephora România a fost ceva super, super restrâns și intim și la Ateneu a fost un eveniment foarte mare, cu presă, cu un eveniment superb, dar a fost alt vibe acolo. În Sephora chiar a fost totul axat, fixat pe beauty, pe make-up, pe produse. A fost o demonstrație cu produsele Anastasia, deci au fost două evenimente diferite și mă bucur că am mers la amândouă. Inițial voiam să renunț la unul dintre ele, dar am zis ok, fac un efort și merg în ambele locuri. În fine, și da, asta s-a întâmplat. Am avut mega, mega noroc, șansă, nu știu, numiți-o cum vreți. Hai să trecem la produse. Am produse din ambele locuri, pentru că în ambele locuri au fost goodie bag-uri și să vă arăt ce am primit. În primul rând să vă arăt invitația. V-am arătat în clipul de data trecută cutia, dar în acea cutie, în acea casetă, era o oglindă. Oglinda asta neagră, super, super frumoasă, super elegantă, cu simbolul Anastasia. Oglindă pe care o țin în geantă, dar am grijă să nu o scap, să nu o sparg, pentru că chiar țin foarte mult la ea. Și goodie bag-ul. Trecem prin produse repede și apoi le și folosesc. Am niște hârtie și vreau să o dau la o parte ca să nu fâșâi. Am dat-o pe jos. Și am primit așa, nu mai știu ce produse au fost, de unde,
dar cred că nu mai contează. De la un eveniment am primit Deep Brow Gel în nuanța Medium Brown și de la celălalt am primit Deep Brow Gel în nuanța Soft Brown. Eu am Deep Brow Gel-ul în nuanța Ash Brown. Mi l-am cumpărat acum mai multă vreme și este aproape gata. E un produs care îmi place foarte mult, pe care îl folosesc aproape în fiecare zi când îmi fac sprâncenele. Și mă bucur că am în continuare produsul să-l folosesc. Nu știu nuanțele astea cât de bine mi se potrivesc, dar o să le folosesc, e ok, nu cred că e așa o diferență foarte, foarte mare. Ash Brown are un subton neutru, chiar cenușiu spre un gri, spre ceva mai rece, dar mi s-a părut un pic cam închis pentru mine, s-ar putea Medium Brown să-mi vină chiar foarte, foarte ok. Bun, mai departe, pentru sprâncene am și pudra Brow Powder Duo în nuanța Medium Brown. Am folosit pudra de vreo câteva ori și îmi place. Încă îmi place pudra asta, funcționează super bine și Medium Brown este destul de ok ca nuanță, mi se potrivește. De asta am zis la Deep Brow Gel că Medium Brown s-ar putea să-mi vină mai bine decât Ash Brown. Am primit un Clear Brow Gel, adică gelul pentru fixarea sprâncenelor, dar este cel transparent. Este varianta mini de 2,5 ml, e o cantitate oricum super generoasă pentru un produs de sprâncene. Ceva ce aveam pe wishlist, aceste șabloane, stencils, șabloanele pentru sprâncene, deci mă bucur atât de mult pentru aceste șabloane. Nu știu de ce, dar mi le doream și voiam să încerc să-mi fac sprâncenele cu ajutorul unui șablon și uite că le-am primit și am încercat să folosesc un șablon. Nu știu cât de bine mi-a ieșit, dar o să mai încercăm și acum la cameră. Adică o să încerc eu și voi o să vă uitați la mine și o să-mi spuneți, băi, e ok sau nu e ok. Și am primit și pensula pentru sprâncene, pensula numărul 7B, care are într-o parte o perie de-asta pentru aranjarea sprâncenelor și în partea opusă are efectiv peria cu care să-ți faci sprânceana. La fel, este un produs pe care îl aveam pe wishlist. Îmi doream foarte mult peria asta să o am, să o am în colecție și uite că am primit un goodie bag. Sunt super, super recunoscătoare pentru aceste goodie bag-uri. Am și un pop socket, chestie de aia care se pune la telefon, ca să ții telefonul, tot cu simbolul Anastasia, este ceva personalizat. Am primit rujuri, nuanța Pure Hollywood, ruj lichid cu finish mat, nuanța Pure Hollywood. Este un nude super, super, super deschis. Și am primit și nuanța Crush, este varianta mini, ca să zic așa. Nuanța Crush, care este tot un nude, dar un nude care bate spre un piersiciu, corai, ceva de genul acesta. Sunt, da, rujuri lichide amândouă cu finish mat, două nuanțe super deschise de nude. Și piesa de rezistență a goodie bag-ului, paleta Modern Renaissance, o paletă pe care eu o am, știți că o am. Am folosit paleta aceasta, cred că prin februarie, dar nu mai știu dacă februarie. Oricum, am folosit-o în proiectul meu, ca să zic așa, o paletă pe lună. Gata, astea au fost produsele și haide să trecem la sprâncene, pentru că nu mi le-am făcut, că vreau să le fac aici împreună cu voi și să folosesc aceste șabloane. Sunt un pic așa cam nepensată, undeva pe aici și pe aici ar trebui să iau câteva firicele și pe deasupra, dar nu vreau să mă mai pensez, vreau să le las să crească și apoi să mă pensez cu ajutorul șablonului. Acum doar o să-mi fac sprâncenele cu aceste șabloane. De fapt, nu o să le folosesc pe toate. Folosesc doar șablonul Full Arch, care zic eu că mi s-ar potrivi cel mai bine pentru că am sprâncene destul de groase. Sunt 5 șabloane în total, Medium Arch, Slim High Arch, dar n-am chiar atât de subțiri sprâncenele și nici nu le vreau așa de subțiri. Petit Arch, dacă aș avea o sprânceană foarte, foarte mică și High Arch. Cred că și ăsta mi-ar merge mie foarte bine, High Arch ăsta, pentru că le am destul de arcuite, mă, normal. Nu știu. Hai să încerc cu ăsta, până acum am folosit Full Arch, hai să încerc cu High. Știu acea tehnică, bine o știu, că am urmărit și eu și am văzut care-i treaba cu tehnica. Dacă o să-mi iasă sau nu, s-ar putea să nu-mi iasă mie chiar atât de bine, dar o să încerc. O să folosesc pudra de această dată, nu folosesc pomada, iau pudra și o să-mi aranjez un pic sprâncenele, mă uit și în oglindă. De fapt, am oglindă și aici la pudră.
după aceste șabloane îmi dau seama că am o problemă la sprânceana sau am o problemă mai mare la sprânceana stângă decât la cea dreaptă, deși mie îmi place mai mult cumva sprânceana stângă pentru că este mai rotunjită, dar cum crește și cum se așează, îmi place sprânceana dreaptă, chiar dacă este mai arcuită. În fine. Și iau puțină pudră pe pensulă și ar trebui de la vârful nasului. Vârful nasului, da. În sus, deci aici ar trebui să-mi înceapă sprânceana. Eu încerc ceva ce n-am încercat niciodată, deci pentru că am aceste ustensile, vreau să încerc metoda ei. Trebuie să mă uit așa la mine în oglindă fix în față. Din lateralul nasului, colțul extern al ochiului, aici ar trebui să termine. Stați că n-am luat suficientă pudră. Deci undeva aici ar trebui să termine. Nu știu, fac bine. Corectați-mă și voi. Da, aici ar trebui să termine. Aici. Hai că am făcut dita mai semnul. Și acum ar fi vârful nasului, mijlocul irisului, mijlocul ochiului, da? Aici ar trebui să se arcuiască sprânceana mea. Dar sprânceana mea, în mod natural, nu se arcuiește aici, unde am făcut eu semn. Se vede semnul. Cred că ar trebui să fac un zoom, să vin mai aproape de cameră, ca să vedeți mai bine. Haideți că o să fac imediat. Deci, aici ar trebui să se arcuiască, de fapt, sprânceana mea. Ok, fac zoom și revin. Iar acum trebuie să pun acest șablon fix peste sprânceană și fix peste punctele pe care le-am făcut. Și șablonul are pe el niște delimitări și acele dungi, da, care delimitează cele trei puncte, trebuie să fie fix peste punctele pe care eu le-am trasat pe sprânceana mea. Asta nu, e prea mică, cred că e prea mică. Hai să încerc tot cu full arch. Da, e mai bine cu full arch. Cred că am pus cum trebuie chestia asta. Din ce-mi dau seama, ar trebui aici să umplu mai mult sprânceana și să iau un pic pe dedesubt, dar nu o să iau acum, nu mă pensez acum, dar încerc să umplu și iau pudră cu această pensulă și trasez pe aici. Și chiar sunt curioasă cum o să arate sprâncenele mele. Acum chiar am aplicat și regula. Și aici în față ar trebui să vin cu pudra mai deschisă, pentru că aici sunt două pudre, da? Stau foarte, foarte ciudat. Sunt două pudre, două nuanțe diferite, cea deschisă pentru față și cea închisă pentru spate, adică pentru coada sprâncenei. Spate, auzi. Bun, hai să umplem pe aici. Deci ar trebui să o am mai sus un pic și să mai pensez pe dedesubt. O să dau jos chestia asta. Și hai să încerc să o finisez cât de cât. Să vedem dacă reușesc să finisez fără... Deci aici ar trebui să fie mai arcuită. Dacă reușesc să finisez fără șablon. O să trec cu peria asta ca să blenduiesc. Ce, uitați câtă sprânceana, mi se pare too much această sprânceană față de stânga. E săraca acolo, vai de capul ei. Oare am făcut bine? Nu știu. Oh my god, o să iau o pensulă mică pe care de obicei o folosesc aici pe sub ochi pentru anticearcăn. Și cu ea o să încerc să curăț acele semne pe care le-am făcut. Mi se pare că am adus-o pasta mult prea înspre nas, așa, nu știu, parcă nu îmi place în mod deosebit, dar așa mi-a ieșit la măsurătoare, acum asta e. Nu știu, o las așa și trec și la stânga. Mai întâi să o măsor, deci vârful nasului, ar trebui să-mi aduc sprânceana până peste aluniță. Eu am aici o aluniță din naștere și mereu am avut probleme la sprâncene pentru că nu-mi place să vin cu sprânceana până în aluniță. Nas, colț extern,
Undeva aici. Determinat, îmi dau seama că mi se termină bine sprâncenele. Da, e o problemă cu arcuirea la mine și cum cresc, că nu cresc la fel. Și vârful nasului, asta e, arcuirea e importantă. Vârful nasului, mijlocul ochiului, ar trebui să o arcuiesc undeva pe aici. What? Și a mea se arcuiește aici. Da, să mai măsor o dată. Vârful nasului, să țin așa pensula. Vârful nasului, iris. Da, acolo e. Ok, hai să vedem ce ne iese. Pun iar full arch. Dacă vă uitați cum este șablonul, aici este iar un gol foarte mare și la fel ar trebui să pensez undeva pe dedesubt. Hai mai întâi să fac aici, să umplu aici cu pudră. Doamne, sper că am pus bine. Dacă nu, asta este. Cu aceste sprâncene o să defilez. Ar trebui să pensez bucata asta ca să fie arcuită sprânceana acolo unde îmi zice măsurătoarea. Da, și am zis că nu pensez acum. Aș putea să iau penseta și să ciupesc un pic. Faza este că mie aici nu-mi crește păr. Cred că îmi cresc vreo câteva fire și alea foarte lungi și răzlețe și de obicei le pensez. Da. Și aici ar trebui să fie arcuită, aici, și să m-ar arcui de două ori sprânceana și să pensez ce vine aici deja arcuit. Aș încerca să pensez. Că asta e mai... Aici arcuirea cât de cât n-a fost diferență foarte mare, dar la stânga este. Mă duc să iau penseta. Ar fi doar câteva firicele, deci nu foarte multe. Dar nu prea văd. Hai să șterg un pic aici. Că e prea dură această dungă. Și să iau puțină pudră deschisă. Cât de cât, nu știu. Cred că am respectat, nu știu. Sunt curioasă vouă pe cameră cum vi se par sprâncenele mele. Deci ar trebui aici să fie, dar oricâtă pudră aș pune, se vede că e pudră, adică se vede că nu-i sprânceana mea, că nu e păr și că este pudră. Eu când îmi fac sprâncenele, nu știu dacă prin clipuri mi-am făcut prea des sprâncenele, dar eu când mi le fac încerc să umplu golurile și apoi să vin cu un gel și să le dau așa un pic în sus. Ele nu cresc neapărat în jos, cresc drept, cresc normal. De încerc să le duc un pic așa în sus ca să pară totul mai lifted, da, mai ridicat, să nu par pleștită și tristă. Nu știu ce să zic, adică nu mi se par identice, dar sunt relativ egale. E ok, nu știu, îmi place forma asta nouă, să zic, pentru mine. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii, cum vi se par sprâncenele mele făcute cu aceste șabloane și cu metoda asta patentată de Anastasia Beverly Hills. Oh my god. Deci mă uit la mine și e ceva ce nu-mi convine, dar să sperăm că Deep Brow Gel-ul vine în salvarea mea. Și o să iau puțin, nu foarte mult. Ăsta încarcă foarte tare sprâncenele, deci nu e nevoie de prea mult. Și o să trec cu el și o să duc așa în sus firele de păr, cumva ca să ascund acea pudră. Păi nu știu ce să vă mai spun decât că acestea sunt sprâncenele mele făcute după metoda Golden Ratio. Am folosit și aceste șabloane. Dacă am aplicat bine metoda, eu cred că am aplicat-o bine sau m-am străduit să o aplic cât se poate de bine, să măsor exact cum trebuie. Dacă am folosit bine șablonul, dacă am folosit șablonul care trebuie, eu zic că da. Celelalte sunt prea subțiri sau prea scurte, deci eu zic că am ales șablonul care trebuie, full arch. Dar spuneți-mi voi în comentarii cum vi se pare, cum vi se par aceste sprâncene față de sprâncenele mele din clipurile de data trecută, pentru că e prima dată când apar în fața camerei cu sprâncenele făcute după această metodă. Da, mie îmi plac ca idee, mi se par un pic cam prea închise, cred că e de la Ash Brown,
Sigur, e prea închis pentru mine, am zis asta de la început, dar eu mi l-am ales, așa că na, eu mi l-am ales, am zis că e ok, e cam închis. În afară de faptul că mi se par un pic cam închise, îmi place că nu mai sunt chiar atât, atât de arcuite. În mod normal, sprâncenele mele sunt foarte arcuite, dacă nu le-aș pensa și, bine, până să încep eu să mă pensez și când am început să mă pensez, aveam o dungă, am luat tot, dar când eram eu adolescentă, până la, nu știu când am început să mă pensez, pe la vreo 15 ani, habar n-am, aveam niște sprâncene super groase și foarte arcuite aici. Așa erau, în mod natural. Da, nu pot să spun că îmi plăceau în mod deosebit atât de arcuite și mereu am încercat să le las un pic mai jos și să pensez tot ce venea aici arcuit. Da, deci, nu știu. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii. Acestea sunt produsele. Rujurile nu cred că să mă dau cu ruși pe buze, nu cred că se potrivește cu machiajul meu. Dar sigur v-am lăsat deja swatch-uri pe ecran. Paleta o știți, Modern Renaissance. Dacă nu o știți, vă las link pe ecran către videoclipul în care am folosit paleta. Paleta lunii, da? Unde am folosit Modern Renaissance și acolo aveți foarte, foarte multe informații. Asta este tot. Întrebări, dacă sunt, păreri, vreau păreri despre sprâncenele mele. Oh my god, da. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja. Mă găsiți peste tot pe social media cu ID-ul și KingQuest. Și până data viitoare v-am pupat. Toate cele bune. Mua! La revedere!